Salutare, dragi prieteni. Sunt pe drum cu treburi. Încerc să îmbin necesarul cu obligatoriul. Nu știu exact când o să ajung și de aceea am zis să înregistrez din studioul mobil. Îmi cer scuze că nu e aceeași calitate cum este în studiourile Mălin Bot, în studiourile principale. Al doilea motiv este faptul că am niște știri. Am și pus pe Facebook postările. Cum stăteam în trafic, acum am fost la benzinărie și asta e în România, când ai de circulat, stai mai mult în trafic. Și vreau să vorbesc despre aceste subiecte. Între timp, tocmai am auzit la radio că a fost eliberat tovarășul Hrebenciuc. Tovarășul Hrebenciuc luase 3 ani de pușcărie în dosarul Giga și a fost eliberat la mai puțin de un an. Că așa sunt făcute legile la noi în țară, șmecherii ăștia să poată să fie corupți, să poată să ia șpăți, să se îmbogățească, în anii de început ai democrației să poată să fure bunurile republicii, defunctei republici socialiste România, exact pe modelul KGB din Rusia, și să nu-i întrebe nimeni de sănătate. Și în situația extremă în care sunt prinși, pedepsele să fie cât mai mici. Și în situația în care trebuie să facă pușcărie, să fie eliberați cât mai repede. Cel mai flagrant caz este cel al tovarășului Dan Voiculescu. Dan Voiculescu Felix a luat 10 ani de pușcărie și a ieșit după 2 ani și 11 luni. Ăsta a luat 3 ani, a ieșit după mai puțin de un an, doar jucă Rebenciuc. Din câte știu eu, mai are și alte dosare. Ideea este că a fost eliberat condiționat. Asta a fost știrea pe care am auzit-o chiar în timp ce înainte să alimentez. Voiam însă să comentez alte știri și am vrut să le comentez la cald. Foarte, foarte, foarte la cald. Și ăsta este al doilea motiv pentru care am ales să comentez din mașină, văzând reacțiile dumneavoastră. Una este amuzantă, foarte amuzantă. Nu este știrea principală, dar m-a amuzat să văd că G4 Media confirmă ceea ce eu spuneam. Am spus în mai multe comentarii video și în mai multe emisiuni live, dar în mod special am făcut un editorial pe tema asta acum 4 zile, în care am explicat de ce eu cred că Mircea Joane este în campanie electorală. Și cum stăteam eu în mașină și butonam telefonul prin eternele cozi din trafic, văd că G4 Media scrie că există un comitet de inițiativă pentru susținerea candidaturii lui Mircea Joane la prezidențiale. De ce comitet de inițiativă? Acum o să ziceți, domne, dar vezi că nu-l bagă PSD-ul în față. Păi nu, nici pe Oprescu nu l-au băgat în față la primăria București, dragi prieteni. Dar cu toate astea, el a candidat ca și independent și a fost un primar PSD-ist, da? Lor le este totuși teamă că oamenii nu vor vota un candidat PSD și probabil că vor să-l arunce așa într-un fel de abureală de asta de independent, care are în spate un comitet de inițiativă. Ideea este că se confirmă ceea ce îmi spunea mie experiența profesională, ceea ce eu am intuit, și că asta înseamnă că este încă un indiciu temeinic cu privire la scenariul de tip Iliescu-Vadim despre care eu am vorbit. Și inclusiv în emisiunea Q&A de duminică am vorbit despre asta și în comentariul de acum 4 zile. Cei care sunteți de pe telefoane mobile, laptopuri, tablete, desktop, ați văzut link-ul deja sus cu Joana. Cei care sunteți de pe Smart TV o să vedeți boxul de final, puteți să vedeți materialul în care am vorbit despre tovarășul Mircea Joane. O să vedem ce va fi în 2024, lucrurile nu arată foarte bine, dar depinde și de modul în care partidele care sunt ok, parlamentare sau neparlamentare, reușesc să vină cu un mesaj credibil pentru electorat și să atragă electoratul la vot. USR-ul, partid parlamentar, are alegeri interne. Ăsta este al doilea subiect și am vrut să vorbesc despre el la cald ca să fiu cât mai autentic, ceea ce gândesc să fie ceea ce spun, fără să mai stau să mai aștept până seara să mai digel lucrurile. Vreau să vin așa, direct din instinct, acest comentariu. Pentru că știți că rolul meu nu este să fac gangare electorală și eu vă sunt foarte util, mai ales atunci când vă contrazic convingeri. Și vreau să vorbesc un pic despre alegerile din USR. Am văzut că sunt mai mulți candidați, dar
3 dintre ei, ci că ar fi în pole position, Drulă, președintele interimar, Octavian Berceanu, fostul șef de la Garda de Mediu, și Teniță, Cătălin Teniță, fost lider de ONG. Și vreau să vă vorbesc un pic despre asta, dragi prieteni, am scris și pe Facebook, am urmărit și comentariile dumneavoastră și discuția de acolo m-a determinat să pornesc și să fac comentariu foarte, foarte la cal. În primul rând vreau să vă spun că m-a bucurat foarte mult că în alegerile preliminare nu a avut niciun fel de susținere Mihai Polițianu, ciocoiul Mihai Polițianu, cel despre care v-am povestit într-o emisiune Q&A că nu înțeleg ce caută el la USR și nu înțeleg de ce l-au primit în USR, el fiind un individ cu comportament tipic PSD-stoit, un intrigant care pe tot parcursul maratonului civic rezist prin ONG-ul pe care l-a condus și structura pe care și-a creat-o pentru el ca să parvină, n-a făcut nimic altceva decât să încerce să căpușeze și să paraziteze protestele, să se cocoațe politic pe el. Și într-adevăr a reușit să își atingă obiectivul, să ajungă la Ciolan folosind maratonul civic rezist. Teniță ăsta, dragi prieteni, este în aceeași categorie. Sunt câțiva lideri de ONG-uri, mai erau unii de pe la Rezistența TV, mai era unul, dar nu i-am reținut numele, nu știu cum îl cheamă, oameni care au parazitat în scop electoral maratonul civic rezist pentru a-și trage un profit politic și care au avut o dublă agendă, dragi prieteni. Agenda lor fiind clară și directă, și am văzut-o în momentul în care și-au adjudecat fiecare ciolănelul lui. Acum vreau să fac o precizare, pentru că în postarea pe care am făcut-o pe Facebook eu am explicat destul de clar, dar au fost unii dintre cei care au comentat, care, mă rog, fie n-au citit cu atenție și n-au înțeles, fie încearcă să facă trolling. Pe doi dintre ei am și mirosit că fac trolling. I-am luat puțin la bășcălie, i-am mai lăsat acolo ca să mă distrez cu ei. Dar am văzut și oameni de bună credință care nu au înțeles exact mesajul și nu vreau să risc ca cei care m-au urmărit și pe YouTube să nu înțelegeți foarte clar și să percepeți lucrurile așa cum au perceput cei care au comentat pe Facebook. Primul lucru pe care vreau să-l clarific la nivel de principii, știți că eu discut întotdeauna principii, eu nu discut persoane, discut principii și fenomene și mecanisme și sisteme, nu discut persoane, nu mă interesează persoanele în sine. Dar la nivel de principiu, nu este nimic rău ca cineva care vine din zona ONG-ului sau poate din zona jurnalismului, care seamănă într-un fel, da? Să își dorească o carieră politică. Eu nu critic această decizie. Poate să-și dorească o carieră politică oricine din orice domeniu. Sigur, să nu fie infractor, să nu aibă un trecut în care a demonstrat că e incompatibil cu exercitarea unei funcții publice. Deci nu văd nimic neregulă, de altfel sunt alți lideri USR și Drulă a fost într-un ONG cu infrastructura, care din zona de ONG, Ghinea, au trecut în zona politică. Nu văd nimic neregulă în asta. Ce văd eu în neregulă și am să le reproșez și mi se pare că nu sunt de o calitate morală care să dea siguranța că vor face o schimbare în bine dacă vor ocupa funcții în orice partid care se pretinde în regulă, modul în care cei care sunt din ONG-uri fac această schimbare. Da? În momentul în care te-ai decis să te faci politician, cum a făcut Drulă și Ghinea, ai ieșit public, ai spus că vrei să te faci politician, nu umbli cu o agendă dublă, te-ai apucat de politică. Personajele astea de tip polițian, de tip Teniță, ăia de la Rezistența TV, eu nu văd nicio diferență între ce au făcut ei și Rareș Bogdan. Fix același lucru l-a făcut și Rareș Bogdan. Fix același lucru l-a făcut și Moise Guran, care era consilierul lui Barna, în timp ce la radio și chiar în piața publică, știți discuția mea cu el, postan jurnalist independent și independent, sigur, nu independent în sensul în care sunt eu susținut numai de public, dar un jurnalist obiectiv, da, la Europa FM. Ba chiar dădea lecții de moralitate și permitea să țină mie lecții de moralitate, da? Și el, de fapt, își negociase o carieră politică cu
președintele unui partid și era consilierul lui. Păi asta este dublă agendă, oameni buni. Asta este o formă de scrocherie politică. Oamenii care procedează astfel sunt niște oameni, din punctul meu de vedere, opinia mea este că sunt niște oameni profund imorali și că ei nu pot aduce nicio schimbare reală în societate. Personajele astea de tip polițianul, Teniță, ăia de la Rezistența TV, implicate activ în organizarea protestelor, dar în același timp, ceva ce pe mine m-a nelămurit la ei, dar în momentul în care am văzut că intră pe listă, am înțeles că de fapt ei, și de aici vine a doua concluzie importantă, ei de fapt aveau o dublă agendă. Ei de fapt de la debutul protestelor din februarie 2017, ei știau că vor să candideze. Și ei nu au fost cinstiți, că dacă erau cinstiți și veneau din februarie sau din martie în piață și spuneau, uite, eu sunt polițianul de la Inițiativa România și eu vreau să mă fac parlamentar și urmăresc să candidez. Și să știți că tot ce fac eu ca și lider de ONG, în legătură cu dumneavoastră, cei care sunteți în piață, urmărește și acest scop, ca eu să devin parlamentar. Atunci era foarte corect. Sigur, ideal ar fi fost să se retragă din ONG-uri și să se apuce de politică. Dar chiar și puteau să rămână în ONG-uri, dar era corect. Era pe față, oameni buni. Și astăzi eu aș fi spus, da, e ok, sunt niște oameni corecți, sunt niște oameni morali. Mi se pare în regulă să fie susținuți la șefia unui partid care se dorește a fi un partid corect. Problema mea cu aceste personaje, dragi prieteni, și vă spun, nu văd nicio diferență. Deci nu văd nicio diferență între un individ ca polițianul, un individ cum e Teniță ăsta, Rareș Bogdan, Sebastian Burduja, așa ăla s-a cocoțat pe proteste. Nu văd nicio diferență între ei și Carmen Avram, de exemplu, care poza în jurnalist și de fapt avea interese cu Dragnea atât de mari de a făcut-o Dragnea europarlamentar. Da? Deci nu văd diferențe. Ori eu nu cred că în situația în care Teniță va ajunge lider USR, nu cred că asta ar fi o schimbare. Nu cred că este un om moral, un om care să pretindă că poate să reprezinte o variantă sănătoasă de vot pentru 2024. Asta nu înseamnă că vă spun că îl susțin pe Drulă sau că îl susțin pe Berceanu. Eu nu sunt membru USR, nu am niciun fel de interese cu ei, dar îmi fac datoria pentru că știu că sunt foarte mulți membri USR care îmi urmăresc activitatea. Știu că sunt 24.000 de persoane, dacă am înțeles bine, care s-au înscris la votul electronic, au loc alegerile. Și îmi fac datoria, pentru că am fost și întrebat, să vă spun ce părere am, dragi prieteni. Ce părere am în legătură cu alegerile din USR. Și mi-am expus această părere și m-am trezit cu comentarii, bine, dincolo de comentariile la care n-am ce să răspund, ale oamenilor care mi-au zis, domne, da, ce surse ai tu pentru ceea ce spui? Vă dați seama. Întrebi un jurnalist, de fapt nu un jurnalist, jurnalistul, singurul jurnalist care a documentat maratonul civic rezist zi de zi, zi de zi, mii de zile, da? Întrebi un jurnalist care a avut contact direct cu acești oameni. Eu nu vreau să mă apuc acum să intru în detalii, să intru în amănunt, pentru că am și alte subiecte mai importante de urmărit și de gestionat. Să dau concret un subiect și predicat din arhiva canalului de YouTube, unde sunt mii de materiale video de la proteste, în detaliu fiecare moment în care inclusiv personal m-am confruntat cu aceste personaje, polițianul, Teniță. Apoi să mă ierte Dumnezeu dacă tu vii să mă întrebi pe mine care e sursa, când eu vorbesc despre ce au făcut oamenii ăștia și cum au parazitat maratonul civic rezist, înseamnă că nu ai ce să cauți în discuție. Nu știu cum să vă explic. Este ca și cum fac un comentariu despre alegeri, să zicem că mâine ar fi alegeri și aș spune, domne, PSD-ul e partid de mafioți. Și tu m-ai întrebat, domne, dar care-i sursa? Adică înseamnă că tu nu știi toată istoria noastră, tu nu știi toate procesele, cazul că vorbim de Grebenciuc și de alții. Ar însemna că eu trebuie să-ți explic ție 30 de ani de istorie
ca tu să înțelegi de ce am făcut eu această afirmație, ceea ce evident că e greșit, pentru că nu înseamnă că nu ai ce să cauți într-o astfel de discuție pe teme politice dacă tu nu cunoști ABC-ul politic, nu? Este ca și cum aș duce eu la o dezbatere cu domnul Presura despre, nu știu, fizica și tainele știința universului. Păi n-am cum să mă duc, ar trebui să am studiile lui ca să avem un dialog, mă înțelegeți? Și nici nu pot să-i cer lui să-mi explice, să-mi compenseze lipsa unei facultăți de specialitate. Și m-am trezit cu astfel de comentarii, dragi prieteni. Am încercat să explic acolo și vreau să explic și aici verbal, ca să fie lucrurile foarte clare. Și am explicat că pe mine, eu nu am o problemă și nu consider imoral că ei care au fost lideri de ONG-uri s-au decis să intre în politică. Consider imoral că ei au acționat cu dublă măsură, că ei au avut un comportament din poziția de lideri când deja știau că vor să intre în politică și vânau ciolănelul, au avut un comportament în interes, un propriu interes și au ascuns publicului intențiile lor reale. Eu vreau să vă spun că cu acești oameni pe care i-am menționat, polițianul, Teniță, era unul la Rezistența TV, dar îmi scapă numele acum, cred că și ăla a ajuns parlamentar. Eu cu acești oameni am avut o grămadă de momente, dragi prieteni, în care, atât ca jurnalist, cât și ca lider, nu știu, figură importantă a maratonului civic rezist, persoană la care veneau oameni care simpatizau cu un partid sau cu un alt partid sau care nu simpatizau cu niciun partid și veneau cu inițiative să organizeze evenimente, să simțeau nevoia să explice, să se exprime. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că eu am trăit cu acești oameni niște momente pe care nu le-am înțeles atunci. Orice nu avea legătură cu ei, nu era organizat de ei. Și orice, chiar și atunci când organizau ei, nu permiteau să apară persoane care nu erau din gașca lor, din cerculețul lor. Deci ei au încercat în mod sistematic să saboteze, să divizeze, să zădărnicească orice legat de maratonul civic rezist, dacă nu era ceva făcut de ei, ca să servească interesului lor politic. Au fost situații pe care eu nu le-am înțeles. N-am înțeles, domnule, de ce n-avea nicio logică. De ce ar face niște lideri de ONG care teoretic susțin că militează pentru niște idei? De ce ar sabota? De ce ar zădărnici? De ce ar face așa ceva? Nu înțelegeam. În momentul în care i-am văzut pe liste, am înțeles. Singura explicație logică pentru comportamentul lor este asta, că ei au știut că vor candida și că toată activitatea lor n-a fost nimic altceva decât o trambulină electorală pentru planurile lor de a prinde și ei un ciolănel în politică. Ori asta mi se pare, dragi prieteni, asta mi se pare că este fix ceea ce ne-am dorit să schimbăm în politică. Mi se pare că este fix ceea ce ne deranjează atât de mult la clasa politică, nu? Păi și atunci, cum să ne imaginăm că indivizi care astfel au intrat în politică, și repet și insist ca să fie foarte clar, să nu fiu înțeles greșit, da? Nu am nicio problemă cu ideea că un jurnalist la un moment dat decide să se apuce de politică sau un lider al societății civile, da? N-am nicio problemă cu asta. Cineva mi-a scris, dom'le, dar Drula a fost la Asociația de Infrastructură. Și da, a fost la Asociația de Infrastructură, dar a intrat în politică, nu l-am văzut după aceea să vină la... Și nu discut alte subiecte. Ăsta e a doua precizare pe care vreau să o fac. Trebuia să o fac de la bun început, o fac acum, am făcut-o în postarea de pe Facebook. Nu discut alte cauze, nu știu, cu Roșia Montană, că e Goțiu acolo. Nu discut, pentru că alea sunt fenomene pe care nu le cunosc, da? Eu nu am fost implicat atât de în amănunt și nu am relatat atât de în detaliu alte cauze civice în care au fost implicați, nu știu, Drulă cu infrastructura, Goțiu cu Roșia Montană și cu subiectul de ecologie. Dom'le, dar maratonul civic rezist îl cunosc, pot să-mi dau doctoratul în maratonul civic rezist. Fără, și nu o spun că sunt arogant sau, o spun cu toată modestia din lume, sunt singurul jurnalist care a documentat aproape zi de zi evenimentele denumite generic în societate
protestul rezist pentru independența justiției. Pe canalul meu de YouTube, din cele aproape 4.000 de materiale video, probabil că 90% sunt legate de acest protest. Nu mai vorbesc de faptul că am participat la proteste, de faptul că am putut să văd concret în abuzurile pe care le-am suferit de pe urma jandarmeriei, inclusiv ăștia din ONG-uri care erau de bună credință și într-adevăr nu aveau alte intenții și erau, cum să vă explic, activiști civici adevărați, real, și se ocupau cu activitate civică, nu cu șmecherii politice, nu cu manipulări, nu cu intrigi, cum a făcut polițianul ăla. Păi polițianul ăla s-a ocupat numai de intrigi, oameni buni, numai de intrigi și de manipulări, numai de șmecherii, numai de învârteli. Nu înțelegeam nimic, deci nimic nu era la el, mă rog, până când s-a deconspirat. Dar până să se deconspire, nimic nu era la el clar. Nu înțelegeai, domne, ce vrea omul ăsta de fapt? Că ceea ce spune el nu se pupă cu atitudinea lui, cu ceea ce face. Teniță nu a fost atât de... Cum să vă explic? Dacă îl punem pe polițianul la o scară de 10, da? A manipulării și... Încerc să găsesc un cuvânt academic, dar nu prea există. Intriga ar fi un cuvânt academic, dar cuvântul cel mai potrivit e cuvântul popular curvăsărie, da? Deci dacă îl punem pe polițianul la poziția 10, Teniță undeva este pe la 4-5, poate la 3, să zicem 3-4, cam așa este, da? Dar și cu el am avut momente de genul ăsta pe care n-am putut să mi le explic și pe care ulterior, când am aflat intențiile politice, atunci a căpătat tot o logică. Deci ei nu luau decizii, oameni buni, de dragul principiilor și de dragul ideii ca România să fie hashtag fără penali, să o încheiem cu mafia fesenisto-pesedistă, să consolidăm democrația. Nu, ei luau decizii pentru interesele lor. Că ei știau că trag sforile ca să fie pe listă, să fie parlamentari. Ori aici această dublă măsură, această dublă agendă în care ei au acționat, pe mine mă face să spun că acești oameni nu ar merita încrederea publicului. M-am bucurat foarte mult să aflu că polițianul, intrigantul polițianul, dar vă repet, cuvântul intrigă nu e cel mai potrivit, pentru că intrigă totuși presupune ceva mai... Curvăsărie e cel mai potrivit cuvânt, da? În sens politic, nu din alte puncte de vedere. M-am bucurat foarte mult să aflu, chiar de la cineva din interior, mi-a spus: Măline, n-a avut nicio susținere, nicio susținere. Oamenii au înțeles ce este cu el. Și zice, să știi că au fost oameni care nu te apreciază pe tine neapărat, că asta e, sunt induși în eroare. Dar au înțeles ce este cu el, fără să aibă legătură cu ce ai spus tu. Și m-am bucurat foarte mult să aud acest lucru. Am văzut apoi cine a rămas în finală și cum s-au așezat lucrurile. Și am avut întrebări de la oameni, de aceea am și postat public pe Facebook și am vrut să fac și acest material video, ce păream despre candidați. Acum, cu privire la Drulă, eu m-am pronunțat în mai multe materiale video și în mai multe live-uri. Există semne de întrebare, marele semn de întrebare, să-i spunem așa, care ar plana asupra lui Drulă, e acela semn de întrebare, sigur, planează mai puțin asupra lui Octavian Berceanu, dar asupra lui Drulă, că vine din echipa Barna. Și Barna a făcut foarte mult rău. Partidului ar fi trebuit să se retragă. Cred că USR era altundeva dacă era condus, dacă Barna se retrăgea și lăsa altor persoane conducerea partidului. Cred că am făcut foarte mult rău, dar despre Barna am tot vorbit, nu vreau să reiau tot pomelnicul. Pentru cei care nu știți, pentru cei care nu m-ați ascultat, numai o secundă să deschid un geamul, dacă mă mor de cald aici. Pentru cei care ați venit mai de curând pe canalul meu de YouTube, în comunitatea Mă Limbo Jurnalist Independent, să știți că am un playlist USR. Și acolo găsiți materiale inclusiv despre Barna. Sau căutați pur și simplu pe YouTube Mă Limbo plus Barna. Deci faptul că Drulă vine din vechea echipă Barna, asta este o, dacă vreți, o bilă neagră la adresa lui.
Berceanu și el a primit funcție în acea perioadă de la această conducere de partid. Sigur, nu se compară cu rolul pe care l-a jucat Drulă în echipa Barna. Dar în același timp, așa cum am explicat și în Q&A-urile anterioare, atunci când Dan Barna a fost ministru transporturilor și a intrat cu ranga în Jimmy Hoffa de la metrou, în mafioții de la metrou, am văzut în el ceva ce eu cred că este de bun augur. Ceva ce mie îmi dă optimism în situația în care e treaba celor din conducerea, celor care fac parte din USR să-și decidă propria conducere. Eu vă spun sincer ceea ce gândesc și ceea ce cred, pentru că am fost întrebat. Mă face să fiu optimist. M-ar face, de exemplu, dacă aș avea un tur 2 și aș fi chemat să votez între, nu știu, Drulă și Gioană, da? Sau Drulă și străinul Cercel, m-ar face să spun că este un vot bun, un vot în regulă, votul pentru Drulă. Octavian Berceanu și el, ca șef al Gărzii de Mediu, s-a remarcat prin hotărâre, determinare, perseverență, prin atitudinea unui om al cărui caracter este bun pentru lupta cu mafia. Ori noi astfel de oameni avem nevoie, oameni buni. Hidra are nevoie de oameni capabili să pună mâna pe rangă și să o bage în mijlocul afacerilor Hidrei, să le demonteze. Asta este ceea ce cred eu. Am să vă pun și linkul în comentariu fixat către postarea de pe Facebook pe această temă. Cea mai mare dezbatere este pe Mălin Bot, pe profilul meu. Am să vă pun acel link. Acel link, ca să-l accesați, trebuie să fiți conectat la Facebook. Dacă cumva se mai întâmplă, nu pot să-mi explic. Primesc mail-uri de la oameni, cam o dată la 2-3 zile primesc câte un mail, verific și văd. Nu înțeleg de ce. Oameni care mă urmăresc pe YouTube, inclusiv oameni care sunt pe Patreon și care mi-au scris, că dintr-o dată apar blocați la mine pe Facebook. Nu înțeleg de ce. Verific. Dacă cumva sunteți într-o astfel de situație, vă rog foarte mult să-mi scrieți în comentarii și să-mi puneți linkul către profilul vostru de Facebook. Pagina mea de YouTube este setată să nu primească linkuri, pentru că nu am dorit să fie parazitată cu propaganda mafiei, cu linkuri din știri pe surse, Antena 3 și așa mai departe. Dar dacă îmi scrieți la comentarii, domnul Mălin sau Mălin, am pus link cu profilul blocat, deci îmi scrieți încă un comentariu, eu intru în admin, unde în admin pot să văd comentariile cu linkuri blocate automat de YouTube. E un loc unde pot să mă uit să le văd, dar trebuie să-mi atrageți atenția. Sigur, eu o să fac verificare, o să intru în seara aceasta după ce se publică materialul, mâine dimineață, mâine seară, dar dacă cumva n-am văzut și nu v-am deblocat, să-mi atrageți atenția ca să intru să vă să vă deblochez. O să vedem rezultatul alegerilor din USR și cu domnul Gioană se dovedește că intuiția mea a fost încă o dată corectă. Vom avea un an 2024 foarte complicat, dragi prieteni. Foarte, foarte complicat.